De ce ești așa agitată? Cum adică de ce sunt agitată? Nu mai știi română? Măi nesimțitule, măi la mișto, crezi că nu știu ce ai făcut? Ce? Ce am făcut? Nu mai face mult pe prostul, că-ți dau una cu asta peste cap. Nu cred că se preface. Dar stai puțin femeie, că nu știu ce am făcut. Ah, deci chiar ești prost. 100 de români sunt de acord cu tine. Na, asta și citeam. Vrei ochelarii mei? Da, te rog. Stai așa. Uite, ia. Mersi. Așa, ia să vedem. Wow, ce naiba s-a întâmplat? De ce a leșinat? De la șoc? N-ar fi rezistat în armată. Stați că mă ocup eu. Tati, am făcut pe mine. Pune-i mamei tale. Am rezolvat, l-am trezit. Citește cu voce tare, dar de data asta încearcă să nu mai leșini. Oh, da, bine. Așa, deci... fonduri din contul bancar, zero. Zero? Nu vă faceți griji. Tati! Alo, da. Îmi dai ochelarii înapoi? Da. Iai. Ce ai de spus în apărarea ta? Cum adică, dragă, în apărarea mea? Păi din vina ta am rămas faliți. De ce din vina mea? Cine altcineva mai are acces la banii familiei? Cam toată lumea? Păi dacă nu ai fost tu, atunci cine ne-a luat toți banii? Oricum n-aveam prea mulți bani. Da, dar acum nu mai avem niciunul. Nu știu cu e vina, dar nu e a mea. Asta pare un mister de rezolvat pentru echipa misterelor. Pot să fiu eu Scooby-Doo? Chiar te rog. Asta nu mai e o joacă. Dacă noi n-avem bani să plătim rata la bancă, o să ne ia casa. Nu e ca și cum nu ne vom adapta pe străzi. Pe străzi? Păi și eu cum mai mă joc la calculator dacă nici măcar nu am priză? Folosești și tu priza de la cafenele, cum fac toți adolescenții. Poate trebuie să te gândești unde stii calculatorul în prize, înainte să ne consum banii. Ah, deci acum arunci vina pe mine. Mai vezi tu vreun suspect pe aici? Uite-te la ea, e diabolică. Uite-te la ea, nu mi-ar face niciodată mie așa ceva. Vrei să spui că dacă și eu să fac niște ochi de cățeluș, atunci nici eu nu mai sunt vinovat? Nu poți face ochi de cățeluș, Iulian, ești prea urât. Atunci tu cum ai putut, că ești urâtă? Ba nu, eu am moștenit frumusețea mamei. Uite-te la ea, nu mi-ar face niciodată mie așa ceva. Chiar nu e corect, eu plec din locul ăsta. Nu ți-e rușine? După ce că ne lași fără bani, mai vrei să și pleci din locul ăsta? Bunico, și tu ții cu mama? Nu am de ales, altfel nu mai are cine să cumpere aparate de pe teleshopping. Nu te îngrijora, că oricum nu mai avem cu ce să-ți cumpărăm prostiile de aparate. Nu sunt porcării, chiar funcționează. Bunico, nu există aparate de fitness. Fitnessul se face fără aparate. Eu zic să nu mai cumperi tot ce vezi la televizor. Uitați-vă la voi, ați ajuns dependenți de aparatele astea. Nu puteți să trăiți fără chestiile astea mecanice. Ești doar ofticos că nu existau lucrurile astea și pe vremea ta. Ba nu, eram chiar mândru că nu existau. De unde știi de ele dacă ele nu existau? Păi eu le-am inventat. Nu știam că numele tău mijlociu e Einstein? La ce fizician am fost eu? Aha. Credeam că ai fost soldat în armată. Și din ăla am fost. Da, parcă și văd pe bunicul cum fugea pe front cu un carnet în mână și rezolva probleme la fizică în timpul ăla. Nu încerca să te scoți. Credeai că am uitat de tine? Iar începem. Adineaură de dai vina pe tata și acum începi iar cu mine? Păi ai mai rămas singurul suspect. Dar de unde știm noi că nu tu ai fost? Aici, Iuliana are dreptate. Sunteți ridicoli. De ce aș face eu așa ceva? Tu să ne spui. Acum ce? Doar nu dați vina pe mine. Nimeni nu dă vina pe tine. Doar că și tu ar trebui să fii luat în calcul. Ba dăm vina pe tine. Dași-mă o dată. Sperii fata. Crede-mă, bunicul nu mai e în stare să mă sperie. Crede-mă. Nu știi ce poate moșul ăsta. Pe lângă că doarme 25 de ore din 24, chiar nu știu ce mai poate să facă. Eu zic să nu tragem concluzii. Hai să nu arătăm unii spre alții. Wow, Iulian își folosește creierul. Asta e ciudat. Pe bune acum, am luat toți membrii familiei să vedem cine-i de vină. Poate că nu face parte din familie. Să știi că și asta e o soluție. O să-mi iau eu rolul de detectiv și o să-mi dau seama cine a fost. Parcă erai fizician. Eram. Hai să o luăm logic. Vă vine cineva în minte când vă gândiți că cineva din afara familiei ne-ar putea lua banii? Nu prea, noi nu cunoaștem prea multă lume. Poate e cineva pe care nu-l cunoaștem. Nu, cred că s-ar obosi vreun străin să fure din comoara noastră. Are dreptate, eram săraci înainte. Dacă numai eu fac bani în familia asta. Și pensia mea de veteran ajută. Stați! Ce e? Mi-am dat seama de ceva. Spune! Nu l-am pus pe Mitica la socoteală. Ah, da! Am și uitat că există. Și eu? La tine chiar nu mă miră! Cum ar putea Mitica să facă așa ceva? E prea mic! Eu zic să te gândești mai bine. El cauzează
90% din problemele familiei. Restul de 10% le face bunicul cu sfărăitul lui. De fapt, ai dreptate. Adică, Mitică iar întârzie și toată lumea știe regulile. Da, nu mai pun cutia cu lapte goală înapoi în frigider. Nu regula aia. Da, deja știm că Mitică întârzie înseamnă că a făcut ceva rău. Ce face toată lumea? Ah, că tot vorbeam de tine. Vorbesc despre mine? Da, dar să nu te crezi interesant. Doar ne dădeam cu părerea. Despre ce? Lăsați-mă pe mine să-i spun ca un adult responsabil ce sunt. Cred că mi-a buzit o muscă la ureche. Musca la rahat trage. Mitică, ceea ce vrem noi să spunem e că nu o să ne mai permitem anumite lucruri să luăm. Deja nu avem prea multe drepturi. Nu mă refeream la drepturi. Tata vrea să spună că nu mai avem chiar așa de mulți bani. Ce? Nu mai avem bani de înghețată? Nu. Pe bune? Suntem săraci și ție ți arde de înghețată? Înghețata face totul mai bine. Auzi, Mitică? Ce vrei? Tu nu cumva știi unde s-au dus banii noștri? Nu. Banii mei? Țineți minte asta. Spui adevărul, nu-i așa? Da, nu-ți crezi propriul copil? Eu nu. Adică, ba da, am încredere în tine. Puțin cam strâmbă de acolo. Tu ești un strâmb. Tot eu? Te-ai uitat la bărbat tu? Zici că e turnul înclinat din Pisa. Vezi să-mi declin eu pe tine când ți-o-i dau una. Dar cu mine ce mai ai? Ți-am spus deja, nimeni nu te iubește. Nu chiar, dar e amuzant să mă iau de Iulian. Da, foarte amuzant. Vrei să te iei și de mine la fel? Nu, dragule. Atunci de ce nu mă crezi când zic că nu am fost eu? Ba te cred, dragule, nu dă vina nimeni pe tine. Da, nimeni, mai puțin toată lumea de aici. Ai zis ceva? Nimic, dragă, nimic. Eu m-am săturat de toată vorbăria asta. Mâinile sus. Eu? Da, mă, tu! Ești nebun! Pentru ce sunt toate astea? Tăgeți! Eu pun întrebările aici. Lasă-l, tată, în pace! Nu vezi că nu mai mișcă de frică? Nu mai mișca! Ia fii atent aici! O, Doamne! Întoarce-te cu spatele! Acum să te percheziționăm! Și ceva? Percheziționați-l voi! Ești nebun? Nu-mi percheziționează nimeni copilul! Întoarce-te înapoi cu fața! Am zis să te întorci cu fața! Tată, dacă nu lași pistolul jos, va trebui să iau măsuri. Nu te mai băga în treaba adulților! Adulți? Pe bune! Tu? Da! Spune tot ce știi! Tot? Da! Și intim? Tot! Bine, azi am făcut pe mine la școală! Eu nici chiar așa intim! Lasă vorbăria! Ai făcut ceva cu banii? Ce bani? Banii noștri! Nu? Ești sigur? Da? Vezi că dacă mă minți, drag, mai ai o șansă. Tu ai luat banii? Nu! Ești sigur? Bine, recunosc, eu i-am luat. Poftim? Oficial, cazul este închis. Wow! Ăsta da, serial polițist. Bun. Nici nu trebuie să ne uităm la știrile de la ora 5. Îl avem pe bunicul. De ce ai făcut așa ceva? Am un motiv chiar bun. Ar face bine să fie bun. Ce motiv? Te-a amenințat cineva? Te-a răpit? Te-a șantajat? Nu. Atunci pe ce ai consumat atâția bani? O spui de parcă avem cine știe ce avere. Pe Bitcoin. Hă? Pe bune, Mitică? Ce? Tu chiar crezi în prostiile astea cu Bitcoin? Nu sunt prostii. O să vedeți voi. O să fac rost de toți banii la loc. Deci vrei să spui că mai avem șanse să nu pierdem tot? Păi nu. Deja am pierdut, dar putem să primim mai mult în timp. Cum? Prin investiții. Eu zic să nu-ți faci speranțe mari. În majoritatea cazurilor eșuează. Stați, îmi explică și mie cineva ce-i Bitcoinul ăsta? Practic, plătim bani real ca să avem criptomonede. Ce sunt alea? Practic, bani virtuali. Și ce faci cu ei? Cumperi lucruri. Da. Pe vremea mea, mai mult se fura decât se cumpăra. Stai liniștit, și acum e la fel. Păi și cum? Cumpere așa ce vrei tu? Mamă, se numește Amina și nu e sigur deloc. Tranzacțiile nu sunt sprijinite de bancă sau de guvern. Deci... Sunteți doar geloși că o să am mai mulți bani decât voi. Deci tu vrei să-mi spui că ai consumat până și ultimul nostru bănuț pe Bitcoin? Nu. Serios? Când ne-a mai rămas? Păi am consumat tot mai puțin 2 lei și 50 de bani. Sper că e o glumă. Ah, și până și cu aia am luat înghețată. Măcar de ne aduceai și nouă. Chiar ne-ar fi trebuit. Acum nu mai avem ce mânca. Nu vreau să se ajungă aici. Bunicule, te rog să gândești de 2 ori înainte să deschizi gura. Va trebui să recurgem la canibalism. Îl vom mânca pe Mitică. Nu! Ce? Nu facem așa, tată? Nu suntem animale. Nici măcar animalele nu sunt în halul ăsta. Altă soluție n-avem. Dar de ce nu mâncăm noi pe tine? Pe bune, Mitică, tu chiar ai vrea să stai să rozi la oase? E mai mult praf decât oase.
încă un părț și se dezintegrează. Atunci aștept o soluție mai bună din partea voastră. Apropo, mami, ce e? Să nu-mi spui că mi-ai făcut vreo prostie. Nu, dar ți-am adus asta. Ce mai e și asta? Habar n-am, nu știu să citesc. Atunci, cum ai reușit să ne consumi toți banii? Ce ți-ai așa mult? Nici tu nu mai știi să citești? Tași-mă puțin din gură. Deci, ce e? Oh, nu. Aulă, ce ți-i mă așa? Ne iau casa! Oh, ce păcat. Cum poți să fii așa de calm? Tocmai ți-a rămas fără acoperiș deasupra capului. Poate pentru că deja mă așteptam la asta. Sunt de acord cu tata. Mitică e un dezastru. Ah, un dezastru natural! Ce natural? Mitică 100% a fost făcută în laborator. Oh, și acum ce ne facem fără casă? Găsește tu o soluție, că tu ai vrut să iei Bitcoin. Dar chiar, Bitcoinul ne va salva. O să termine bunica de croșutat la bluza aia până ne salvează Bitcoinul tău. Asta e o provocare? Nu știu de voi, dar eu zic să luăm niște haine urâte pe noi, le rupem puțin, ne tăvălim prin praf și pe urmă mergem la cerșit. Eu propun să-l trimitem pe Mitică la cerșit. Bună idee și eu sunt de acord. De acord? Dar ce aveți cu mine? Pentru că tu ne-ai băgat în situația asta. De unde vrei să știu ce se va întâmpla? Poate nu mai ai și tu încredere în toate porcările pe care le citești pe net. Mai bine era fără internet, fără tehnologie, fără nimic. Nici chiar în halul ăsta, nu suntem în epoca de piatră. Era mai bine pe atunci și știi asta. Aha, nu. Prefer să mă joc pe calculator decât să vânesc căprioare cu un arc. Aia era adevărata distracție. Putem să facem asta și acum, dacă tot nu avem ce mânca. Deci tu sugerezi să devenim oameni ai peșterii. Deci vrei să devenim a doua familie Flintstone? Ce poți zice, Mitică? Felicitări. Pentru? Pentru că ai fost un idiot. Eu vă spun, o să facem bani diminat în orice secundă. Ah, eu mă duc să mă pregătesc pentru cerșit. Nu, ai încredere. Ce josnic ai ajuns. Auzi tu, cerșit. Păi măi, Mitică. Ce ne facem noi dacă nu funcționează Bitcoinul tău? Nu-ți face griji, va merge, o să ne îmbogățim. Nu mai da speranțe false. E adevărat, o unitate de Bitcoin valorează 50.000 de dolari. Până când pui tu mâna pe atâția bani, o să fim deja expuși într-un muzeu istoric. Da, să știi, la galeria cu maimuțe. Eu nu înțeleg nimic din Bitcoinul ăsta. Mai bine ne acceptăm soarta și mergem pe străzi. Nu vă faceți griji, familie. O să reușesc să vă întrețin cu locul meu de muncă. Ah, mulțumim, cavalerule, că ți împarți tu salariul tău de exterminator cu noi. Nu subestima niciodată un exterminator. Nu știi niciodată când îți este de folos. Are dreptate aici. Extermină-l pe Mitică. S-a făcut. Oh, Doamne. Eu cred că voi pleca. Treci înapoi aici, gândacule.